o nouă categorie de dosare din altă zonă, nu neapărat poliție, Da. au fost cele lansate începând din 2004-5, că am lucrat mai mult cu Serviciul Român de Informații de la Prahova, cazul Păltânea, Bucur și alții, pe care i-am trimis în judecată în stare de arest pentru corupție. Și conducerea acestui serviciu județean a fost condamnată, s-a operat conform legii și confiscări până la concurența sumelor dovedite ca primite în diferite moduri ca mită. Aș da un amănunt ca să Vă înțelegeți rog. din acel caz. Deci mi-aduc aminte că au fost mai multe fapte pe mai multe linii de corupție, nu una singură. Da. Deci, cea mai importantă a fost pe Petrol, fiind zona Prahova. Vreau să vă spun că am stabilit cu certitudine și judecătorii și-au însușit și l-au și condamnat pentru această situație, că fostul șef al Serviciului de Informații Prahova, Păltânea, a primit de la un om de afaceri care opera în rafineria Astra și care simțea nevoia să fie protejat nelegal de Da. șeful SRI, pentru că se ocupa cu afaceri care nu erau tocmai în regulă, și să fie protejat contra unei taxe. I-am stabilit că într-o perioadă de poate un an de zile, acest om de afaceri i-a oferit prin angajații lui, dar și anumiți angajați ai SRI-ului, care au recunoscut la final, 26 de pungi de bancnote de bani, fără ca măcar să le numere. Fără să știm suma totală. Suma totală o știm. Omul de afaceri îi dădea la cântar. Dar el n-a știut niciodată ce sumă i-a dat șefului SRI, că așa zice, îmi trimis 2 kg de brânză. Vorbeau la telefon. Și erau, de fapt, 2 kg de bancnote, de valută românească, nu străină. La capătul celălalt îi număra Păltânea cu șoferul lui și un alt tovarăș, tot fost ofițer SRI, care ne-a spus despre ce sumă era vorba și noi le-am identificat și trecut ca atare în rechizitoriu și a fost condamnat.